mulțumesc dumneavoastră presei că și de data aceasta ați dat curs invitației noastre și iată că Partidul Mișcarea Populară prezintă interes, un lucru benefic, pentru a demonstra că suntem un partid viabil. Noi venim cu un proiect de țară, România Frumoasă. Acest proiect a fost lansat de președinta partidului, doamna Elena Butrea, care este și candidată la funcția supremă stat de președinte a României. Pe această cale fac un apel către locuitorii orașului Media și către toți care sunt susținători și au fost de acord pe parcursul acestor 10 ani de zile cu ceea ce s-a întâmplat în România, condusă, prezidată de domnul Traian Băsescu, să ni se alăture și așteptăm cu drag la adresa Regele Ferdinand numărul 29 din centru, fie că vor fi membri activi prin adeziune, fie că doresc să ne susțină în campania care s-a apropiat. În altă ordine de idei, doresc câteva lucruri să vă prezint, să vă aduc în atenție. Dintre realizările fostului ministru al dezvoltării regionale și turismului, doamna Elena Udrea, în județul Sibiu, a contribuit prin proiecte la modernizarea Spitalului Clinic Județean Sibiu, la crearea unei baze de salvamontiști la Bâlea. Salina Omna Sibiului a fost reamenajată, chiar și Biserica Evanghelică din Sibiu a primit fonduri și drumul, o parte din drumul național Sibiu-Arnita a fost modernizat în timpul mandatului domniei sale. Pe această cale doresc să îi adresez și eu domnului Ungur Florin un salut de bine, de bun venit în rândul Partidului Mișcarea Populară și sunt ferm convins că este un om întreprinzător, este un om cu frică de Dumnezeu și toți cei care au în suflet și au pe inimă această calitate de a fi un copil al lui Dumnezeu vor face fapte bune pentru semenii săi. Eu vă mulțumesc și vă asigurăm încă o dată că Partidul Mișcarea Populară va fi alături de dumneavoastră și vă va răspunde oricând la toate solicitările și dorințele noastre.